Statele membre ale Consiliului Uniunii Europene se reunesc de urgență în această dimineață după ce noul tip de coronavirus a apărut în Marea Britanie, a fost depistat în mai multe țări. Despre acest subiect ne vorbește Lorena Burlacu. Lorena, te urmărim. Așa este, Florin, în câteva ore va avea loc această reuniune de urgență, o ședință ce are ca scop de altfel luarea unor decizii rapide și coordonate la nivelul întregii Uniuni Europene în cazul acestei crize provocate de apariția noii mutații a coronavirusului descoperită în Marea Britanie. Deja ieri a avut loc o videoconferință pe teme tehnice în acest sens. Reprezentanții statelor membre au făcut schimb de informații despre măsurile pe care intenționează să le adopte în orele următoare, chiar cum ar fi, de exemplu, interzicerea zborurilor din și înspre Regatul Unit sau noi măsuri privind testarea. Ei bine, 35.928 de cazuri noi de infectare au fost raportate ieri în Marea Britanie, țară ce ocupă locul 1 în topul european al infectărilor în 24 de ore. Un număr enorm de îmbolnăviri, ceea ce confirmă exact ceea ce spun specialiștii, că această nouă tulpină de coronavirus este mult mai contagioasă, nu însă, din fericire, și mai periculoasă. Potrivit consilierului științific al guvernului britanic, această mutație a apărut la jumătatea lunii septembrie la Londra, iar în prezent tinde să devină formă dominantă în Marea Britanie și a provocat deja o creștere puternică a spitalizărilor în luna decembrie. Astfel că la Londra și într-o parte a Angliei a fost instituit acel nivel maxim de restricții antiepidemice. Mai grav este însă faptul că această nouă tulpină a virusului SARS-CoV-2 circulă deja în afara Marii Britanii. E bine, chiar aseară, Italia a confirmat, să știți, primul caz de infectare cu noua tulpină de coronavirus descoperită în Marea Britanie, a anunțat chiar ministrul sănătății de la Roma, asta în vreme ce țara a raportat 15.104 cazuri. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor spune că până la această oră mai sunt înregistrate 9 cazuri în Danemarca și câte unul în Olanda și Australia și cere de asemenea autorităților să ia măsuri prompte, în special să identifice rapid și să izoleze persoanele venite din aceste zone afectate și de asemenea să intensifice testarea.